Bună și bine ați venit! Este o nouă săptămână, ne vedem din nou la Dincolo de Ecran, iar astăzi am ales să vorbim despre importanța social media în chat. Cât de important este să ai control de social media, cât de important este să te promovezi ca model și cum te va ajuta chestia asta în cariera ta de model și în, bineînțeles, mărirea încasărilor. După scurtul nostru intro, vom avea un set de întrebări din partea colegului meu, Matei, hello! La care abia aștept să răspund. Este domeniul meu, este domeniul nostru, de fapt, pentru că amândoi lucrăm pe parte de marketing, așa că suntem în măsură să vă dăm informații legate de importanța social media. Care sunt cele mai importante platforme unde un model ar trebui să aibă cont? O să încep cu cea mai importantă platformă și cea mai permisivă platformă în domeniul nostru și o să vorbesc despre Twitter. Twitterul întotdeauna a fost mult mai permisiv, regulamentul Twitterului îți permite să te promovezi mult mai mult și există niște reguli care să te lase să îți promovezi inclusiv conturile de streaming, spre deosebire de Instagram, Facebook sau alte platforme. Așa că, repet, Twitterul este cea mai importantă platformă pe care ar trebui să-ți faci cont pentru promovarea ta. Este o platformă pe care vei găsi tipologia de membri pe care o cauți, adică vorbim de oameni străini. Nu sunt foarte mulți români care au cont de Twitter și nu sunt foarte multe persoane care să nu aprecieze sau să judece acest domeniu acolo. Deci poți să începi întotdeauna cu Twitterul. A doua platformă ar fi Instagramul. Ei bine, pe Instagram poți păstra legătura mult mai ușor cu membrii tăi, poți discuta cu membrii tăi prin mesaje. În schimb, Twitterul nu este atât de message friendly. Instagramul întotdeauna îți va oferi oportunitatea să păstrezi legătura cu membrii mult mai ușor prin mesaje, prin story-uri. În schimb, pe Twitter vei avea posibilitatea să promovezi poze și not safe for work. O să las aici explicația pentru not safe for work și safe for work. A treia platformă ar fi Reddit. Ei bine, Reddit funcționează cumva ca un forum, așa că îți va lua puțin mai mult timp să cauți subredditurile, cum se numesc acolo pe platformă, adică topicurile pe care tu ți le dorești și topicurile pe care îți dorești să te promovezi. Deci dacă ai timpul necesar să îl aloci acestui Reddit, să știi că îți poți crea o comunitate foarte, foarte mișto pe care să te promovezi la fel de bine ca pe cele două platforme menționate anterior. Bun, ultima platformă ar fi Red Gives. Ei bine, acesta este un TikTok un pic atipic, este un TikTok destinat adulților și un TikTok care îți va permite să postezi atât poze cât și clipuri not safe for work pentru promovarea streamingului tău. Care este cea mai bună strategie de creștere a unui cont de la zero? Cea mai bună strategie prin care poți crește un cont pe social media, în primul rând, trebuie să înceapă organic. Ca să îi dai un boost contului, trebuie să facă prima dată treaba asta organic, trebuie să faci foarte mult outreach, o să vorbim în continuare despre outreach-ul acesta și cum poate fi făcut, dar în primă fază nu este recomandat să adaugi bani sau să începi să faci reclame pe conturile tale, pentru că contul acela are nevoie de un boost natural, un boost pe care îl poți crea chiar tu prin content și prin modalitatea ta de interacțiune cu alte conturi. Asta înseamnă outreach. Iar în timp poți, bineînțeles, și este și recomandat să începi să folosești micro-ads. Sunt reclame pe perioade determinate, reclame nu foarte scumpe, care îți vor menține contul și îți vor face contul mult mai vizibil pentru mai multe persoane. Cum poți să ai o strategie de outreach de succes? Strategiile de outreach diferă de la domeniu la domeniu, însă există o bază generală pentru toate conturile. Așa că este foarte important să păstrezi legătura cu alte conturi, să interacționezi cu alte conturi, să te comporți, chiar dacă tu vrei doar să-ți promovezi contul acela, să te comporți și să ai un comportament cât se poate de uman, de fapt, pe contul respectiv. Adică așa cum pe contul tău personal dai like-uri, dai follow, te uiți pe conturile persoanelor, același lucru trebuie să-l faci și pe contul pe care vrei să-l promovezi, contul tău de model, pentru că acest comportament uman va genera și mai mult trafic și îți va face contul mult mai vizibil. Așa că vorbind inclusiv de follow, vorbind de like-uri, vorbind de interacțiune prin comentarii sau prin răspunsuri la story-uri pe Instagram, asta înseamnă outreach. Iar pe Twitter vorbim de retweets, vorbim de comentarii la care răspunzi. Cum poate să-și contureze un model o imagine pe social media cât mai bun? Ei bine,
când vine vorba de imaginea pe care o avem pe social media, atât noi pe conturile personale, cât și modelele noastre, ei bine, aceasta trebuie să fie de calitate. Dacă îți dorești să câștigi cât mai mulți bani, trebuie să oferi o imagine de calitate, trebuie să oferi un content de calitate, ceea ce înseamnă că devii inclusiv creator de conținut. Trebuie să-ți faci poze mișto, trebuie să ai ținute mișto, trebuie să fii pozată în locuri mișto, un cont care va avea doar poze dintr-o anumită cameră sau poze dintr-un anumit unghi va deveni plictisitor și automat la un moment dat se va plafona. Acel moment va veni foarte, foarte rapid. Deci, investiția aceasta pe care trebuie să o faci în aparatul cu care faci pozele, respectiv telefon, aparat foto, este destul de importantă. Make-up-ul pe care îl porți este foarte important. De asemenea, ținutele pe care le vei avea sunt foarte importante. Iar în momentul în care alegi să colaborezi cu un studio, toate aceste lucruri devin gratuite. Cum poate evita un model flagarea unui cont și sancțiunile platformelor? Ei bine, aici, într-adevăr, trebuie să fii foarte, foarte atentă, mai ales dacă te ocupi singurică de contul tău. De aceea, întotdeauna vei recomanda să dai conturile tale unui om care știe să facă promovarea respectivă. Spre exemplu, când vorbim de Twitter, întotdeauna, dacă vei avea vreo poză, not safe for work, o poză topless sau o poză în care se vede mult mai multă piele decât în mod normal, va trebui întotdeauna să bifezi flagul acela, să alegi faptul că poza prezintă nuditate. Este un artificiu pe care îl poți face, un truc pe care îl poți folosi pentru a posta și pentru a te asigura că nu va ajunge contul tău într-o zonă de shadow ban, într-o zonă în care nu va mai fi vizibil pentru restul utilizatorilor. Vorbind de Instagram, ei bine, acolo este mult mai sensibilă treaba, în ideea în care pe Instagram vorbim de niște algoritmi, vorbim de o inteligență artificială care întotdeauna va detecta dacă tu încerci să postezi o poză cu mai multă piele decât ar trebui ei să permită. Așa că îți recomand să nu postezi poze not safe for work pe Instagram, nici la story, nici în feed, nicăieri. Este foarte important să avem grijă de conturile noastre, este foarte important în momentul în care ai început să crești o comunitate, să ai grijă de calitatea contului tău, pentru că odată ce ai adus contul la un anumit nivel, cred că este foarte, foarte frustrant să îl ai efectiv suspendat într-o zi pentru o postare care nu a respectat regulile platformei. De ce este important să creezi o comunitate puternică pe social media și cum poate impacta ea activitatea ta online? Legătura dintre contul tău de streaming și contul tău de social media este foarte importantă pentru membri. Pentru că la început, da, vei vorbi cu membrii doar pe platformele de streaming, însă va interveni momentul acela în care își vor dori să se apropie un pic mai mult de tine. Și atunci tu le vei oferi conturile acestea de social media de model pentru a-ți păstra, bineînțeles, datele personale cât se poate de confidențiale, iar tu vei păstra legătura cu ei pe conturile de social media create pentru personajul tău de pe platformele de streaming. Așa că acolo ei vor reuși să se simtă un pic mai apropiați de tine. În același timp, tu vei putea să-i anunți în momentul în care ești în momentul în care va urma să intri online, vei putea să ții legătura cu ei și în offline și vei putea să beneficiezi de încasări mult mai mari, inclusiv prin intermediul platformelor de social media. De ce este important să vorbești cu membrii tăi în offline pe social media? Ei bine, în anii în care am fost trainer, mi-am dat seama că în momentul în care se creează o legătură emoțională între tine și un membru, respectiv o relație virtuală, cel mai ușor să întreții relația respectivă, relația virtuală și să fie o relație de lungă durată, îți este prin intermediul conturilor de social media. Membrii se vor simți mult mai apropiați de tine, vor simți că au ieșit din zona aceea de muncă, zona aceea de streaming și atât, unde până la urmă tu vorbești cu toți ceilalți membri și vor simți că sunt mult mai apropiați. În încheiere vreau să vă spun că este foarte important să ai inclusiv platforme de promovare precum cele de social media, dar și mai important este să ai persoanele potrivite care să se ocupe de ele, pentru că noi ne dorim de la modelele noastre într-adevăr să facă foarte mulți bani și atunci ele trebuie să stea într-o stare care să nu le încarce foarte, foarte mult programul. Pentru că fiind un job foarte solicitant din punct de vedere psihic mai ales, ei bine, tu trebuie să ai mintea cât mai liberă și să reușești să fii cât mai focusată în conversațiile pe care le ai cu membrii și nu la chestiile tehnice care țin de contul tău. De aceea te așteptăm cu drag la un interviu dacă ești interesată de o colaborare.
Eu vă mulțumesc, ne vom revedea și săptămâna viitoare. Până atunci, sper că v-a plăcut clipul nostru și lăsați-ne și nou un like acolo, un share-ul, ceva, o atenție măslină.